ceva din nou alături. Astăzi am alături de mine un om cu totul special. Spun eu, una dintre cele mai fermecătoare și extraordinare vedete din showbizul românesc, mai mult chiar din internațional. Așa că, cu o deosebită plăcere, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Eu îți mulțumesc. În primul rând, aș vrea și cred că și cei de acasă ar vrea foarte mult să știe cine ești tu. Cum reușești să faci echilibru dintre vedeta, artista și omul? Pentru că în spatele oricărui artist este un om, este un om muncitor, ambițios, o fată simplă care începe de undeva. Știi că e o chestie destul de complicată, mai ales că oamenii întotdeauna au așteptări de la noi să fim într-un anume fel, gen așa, mereu, machiate, nu știu ce, aranjate, dar nu suntem tot timpul așa, evident. Eu cred că de-a lungul anilor am învățat să găsesc un echilibru între toate chestiile astea, adică între cine e Alexandra de la Constanța, care a crescut pe plajă, și Alexandra Stan, artistul, și îmi place să mă exprim așa cum simt eu, atât pe scenă cât și în videoclipurile mele. Bineînțeles că în videoclipuri tot timpul e treaba mai mult mai controlată, dar pe scenă cred că e locul meu cel mai mult de joacă, în care pot să-mi dau voie să fiu eu cu adevărat. Și da, cred că dacă dorești cu adevărat să fii tu, reușești până la urmă. Crezi că sunt multe prejudecăți pe spatele vostru, a artiștilor din ziua de azi? Da, mai ales dacă ești femeie. Spune-mi trei care te-au afectat cel mai mult de-a lungul carierei tale, pentru că e o carieră destul de lungă. Faptul că sunt proastă, multă lume crede că sunt proastă și asta nu o zic așa că bine, nu mă consider așa în niciun caz, dar azi mai citesc și eu comentarii, mai citesc mesaje în alta și cred că în societatea în care trăim noi, dacă ești, arăți bine sau ești, te aranjezi sau whatever ca femeie, cred că multă lume are preconcepția asta despre noi că nu gândim sau whatever, dar pe mine nici mă interesează. A mai fost odată, a mai fost așa, să zic, la începutul carierei, faptul că nu am voce sau că nu cânt și că tot timpul fac playback, ceea ce nu e adevărat. Dar, am reușit în timp, prin concerte și cunoscându-mă fanii cu adevărat și văzându-mă la concerte și văzând că chiar când, am reușit să combat și chestia asta. Și, bineînțeles, știi cum e, oamenii judecă după aparență totdeauna. Chiar zilele trecute aveam o chestie de asta, am fost revoltată pe Instagram, că am primit un mesaj de la un tip care mi-a zis că e puțin însurat și că are niște firme de transporturi și că dacă vreau să ne întâlnim. Și am fost așa, what the fuck, adică stai puțin, adică ai firme de transporturi, înseamnă că e ok, că ești puțin însurat, știi? Și oamenii cumva, uneori, cred că asta oricum e o concepție nu neapărat personală, adică n-ai nimic personal pe mine, dar vis-a-vis de femei, în general, dacă arăți bine sau te exprimi într-un mod mai sexy, mai whatever, bărbații, în general, tind să creadă că ești ușor de cucerit, că ești ușuratică și whatever. Dar, știi cum e, aia e, e o vorbea când ajunge la struburi, zice că sunt acrei, deci aia e, nu mă interesează așa mult. Impresiile depășim să nu le băgăm în sac și ne afecteze. Aș vrea să-mi spui puțin dacă te-ai bătut de-a lungul timpului de bullying, nu știu, poate copilul din tine, sau poate că tânăra sau femeia din tine. Eu am fost în primul rând bullying în liceu. Pentru că eu am copilărit inițial în școala generală, am crescut pe plajă, foarte aproape de plajă, apoi părinții mei s-au mutat undeva la ieșire din oraș, de fapt într-o comună, pentru că tata a avut niște probleme de sănătate și a trebuit să vină acasă, a fost o poveste de asta. Și când mă duceam la școală, uneori aveam chiar roi de ghete, pentru că n-aș știu cum este de la țară, și de multe ori am fost bullied din cauza asta, dar pe mine asta nu, să știi că nu m-a dezamăgit, din contră m-a întărit și m-a ambiționat să îmi depășesc mai mult condiția și să fac ceva cu viața mea și să devin independentă și să arăt tuturor că, de fapt, nu contează de unde vii și unde ai crescut și ce noroi ai avut picioare, contează cine ești cu adevărat, știi, și ce poți să faci. Asta este adevărat. Aș vrea să-mi spui puțin, ai o piesă în care te oglindești mai bine din repertoriul tău, care ți se potrivește mai mult decât cealaltă? Nu știu, atunci când o cânt, parcă e cu totul și cu totul altceva. Da, piesa Lie, Ciocârlie, este o piesă foarte, foarte specială pentru mine, pentru că am compus-o gândindu-mă la România, zic sincer, și gândindu-mă și la mine, adică e ca un fel de mesaj pe care mi-l transmit atât mie cât și României. Și dacă ascultați și voi versurile, chiar e o piesă foarte personală și foarte emoțională.
eu chiar cred că România e o super forță și eu sunt tot timpul naționalistă, mai ales că am fost peste tot în toată lumea asta și chiar mi se pare că România e mult peste multe țări și românii sunt mult peste multe naționalități, nu că sunt eu, vai. Dar chiar așa e, adică noi chiar sunt foarte șmecheri. Și chiar piesa Lie, de asta am compus-o și mai ales că și versurile care sunt în piesă, de ce cânti pe lani fără ciocârlani, cumva noi tot timpul am fost singuri, știi, în tot climatul ăsta geopolitic așa, am fost singuri și ne-a răzbătut și a trebuit mereu să ne luptăm și toți au încercat să ne ia toate forțele, dar noi suntem super tari, adică, și în același timp e o chestie și pe care mi-o zic și mie, adică e un cântec pe care mi-l spun și mi-l-am compus și pentru mine, că și eu am trecut prin asta și, na, eu sunt o fică a României, cumva, exact. Să e așa, da. Ce impact a avut asupra ta succesul extraordinar pe care ai avut internațional cu câteva piese care au bubuit cu adevărat? Cum te-ai împăcat sau cum ai echilibrat să ai manageriat tot? Bănesc că nu a fost simplu neapărat. Nu, la început a avut, asta zic, voiam să spun că au avut diferite efecte. La început impactul a fost ca un șoc, a fost un șoc, sincer, pentru că nu ne așteptam niciunul din cei care au fost implicați să avem asemenea succes. Nu am știut cum să gestionăm, din punct de vedere management, pentru mine management nu a existat până acum 3 luni, să zic așa. Adică eu tot am încercat să-mi găsesc management ani de zile, 10 ani, pentru că nimeni nu știa cum să managereze proiectul meu, eu fiind o persoană foarte complexă și un artist care vrea să facă multe chestii și care în același timp are și, are și niște piese care au rămas în câteva țări din lumea asta, dar în același timp și fiind aici, autohton, artist român, și mi-a fost foarte greu să găsesc un manager, dar m-a ajutat nici nu și l-am găsit până la urmă. Răbdarea este totul, să știi, și dacă îți dorești ceva cu adevărat, chiar muncești și la un moment dat ajungi să cunoști oamenii care trebuie și se aliniază totul. Dar trebuie să înveți să ai răbdare, pentru mine chiar a fost un joc al răbdării în timp de, nu știu, 10 ani. Spune-mi puțin, bănuiesc că ai avut de-a lungul timpului și vieții tale multe momente emoționante, dar ai să amintești cel mai emoționant moment din viața ta, nu știu, care te-a atins până adâncul sufletului, care te-a făcut să pari să devii o altă persoană, adică. Cred că cele mai emoționale momente din viața mea au fost când s-au născut nepoții mei, copiii surorii mele, Sofia și Pavel, care acum au 12, Sofia are 12 ani și Pavel are 9 ani. Și mai ales când l-am botezat pe Pavel, pentru că sunt nașa lui de botez și îl cheamă Pavel Alexandru, exact ca pe mine. Și by the way, pe 30 au fost, a fost zonă, este sau a fost, nu știu când o să dați voi podcastul. Dar, da, suntem amândoi Alexandru și sunt Alexandru. Și da, și a fost cel mai emoțional, pentru că eu mi-am dorit întotdeauna să am copii, dar sora mea s-a căsătorit de la 23 de ani și a făcut copii super repede și chiar am crescut cu ei în casă și e altceva, adică e cu totul altă experiență și de multe lucruri am învățat de la ei. Și inclusiv și acum cât te învăț de la ei, că ei știu tot ce se întâmplă pe TikTok, toți trepări, tot, toată industria. Adică știi cum, pentru mine ei sunt baremul ăla, știi? Dacă lor nu le place muzica mea sau nu mă apreciază, înseamnă că nu sunt relevantă, știi? Da. Că sunt fix cine trebuie ca target, știi, pentru mine. Exact. Da. Spune-mi puțin, nu știu, e, crezi tu, un impediment cariera unei femei ca să aibă și familie? Crezi că e greu să managerezi ambele părți? Depinde, da, cred. Pe de-o parte da, pe de-o parte nu. Cred că unele, știi, până la urmă depinde și de noroc. Adică dacă ai noroc, uite, cum sunt multe artiste de la noi și nu numai de la noi, și din alte țări, dar să zicem de la noi, din România, care au avut noroc să aibă tată, de exemplu, un manager foarte tare, uite Andra, de exemplu, care este un artist foarte talentat, dar a avut întotdeauna cineva care să o susțină și să o promoveze. A fost tatăl ei, apoi a fost Cătălin Măruță, care e soțul ei și bineînțeles că a contat foarte mult, știi, că e power couple. Din punctul meu de vedere, pentru mine, mie Dumnezeu mi-a dat o grămadă de lucruri, dar la în relații n-am avut noroc. Asta e, așa a fost, da? Poate că trebuie să, știi cum e, trebuie să aștept să vină persoana aia potrivită, pentru că eu trebuie să mai evoluez ca om și trebuie să rezonez cu un anumit tip de bărbat, adică nu trebuie să fie neapărat, știi, sunt și destul de dificil, adică nici nu mă mulțumesc cu orice, știi, n-aș fi putut să da, și oricum și chestia asta cu familia, să știi, dacă ești artist, chiar și dacă nu ești artist, și dacă ești artist,
Ca să ai o familie, chiar trebuie să faci niște sacrificii și trebuie să faci niște compromisuri și nimic nu vine ușor și cred că pur și simplu unii oameni sunt motivați în alte direcții uneori. Adică nu toată lumea e motivată să facă acele sacrificii pentru familie. Poate că unii oameni au alt scop și la un moment dat se întâmplă să aibă și familie, știi? Da. Uite, cum Jay Lo s-a căsătorit la 40 sau 50 de ani, cât are, s-a căsătorit cu iubirea vieții de acum 20 de ani, Ben Affleck. Asta e, nu știu niciodată ce-ți rezervă viața, știi? Exact. În casă e fiecare lucru bun, da. Ei sunt fructifici. Exact. Iar de ce foarte, foarte mult să ne spui puțin, care este cea mai mare lecție pe care ai învățat-o de la familia ta, tot vorbim de familie? Păi, de la familia mea, fără să-mi zică, cea mai mare lecție și cea mai importantă este să nu știu niciodată de unde am plecat. Pentru că părinții mei sunt niște oameni foarte simpli, sora mea la fel, natul meu la fel, sunt niște oameni deosebiți și cu credință în Dumnezeu, dar foarte simpli, adică mai. Și eu n-aș avea cum, adică ei nu mi-au zis niciodată, nu uita de unde ai plecat. Dar dacă mă duc acasă, n-am cum să uit de unde am plecat, că na, ai mei sunt oameni simpli, îți dai seama. Și cred că asta e cel mai important, sincer, asta este ceea ce m-a ținut pe mine tot timpul pe linia de plutire, pentru că în viața noastră de artiști, să știi că este foarte greu, este foarte ușor să te pierzi și să-ți pierzi mințile și să fii așa, trăiești într-o bulă, lumea te iubește, te îmbraci mișto, toată lumea îți dă haine, hai că reușești să-ți iei și o mașină pe barter, hai că faci și bani, hai că ți iei și haine, te călătorești și trăiești așa într-o bulă și la un moment dat, Dumnezeu poate zice, auzi ceva, tu câțiva ani prea ai trăit așa, ia să nu mai trăiești tu așa mișto, știi? Ia să vedem cum te desfăci și când ești on the low, așa, știi? Și atunci, dacă tu ești ancorat foarte bine în realitate și ai o familie care să, la care să te întorci și care să-ți arate mereu că viața reală nu e cum e viața noastră de artist, e foarte bine să știi și asta e cea mai importantă lecție pe care am învățat-o. Spune-mi, dacă nu ai fi fost cântăreață, dacă nu ai fi ales acest drum, întrebarea care se spune frecvent, dar totuși, ce fel de, ce lucru poate să faci? Altceva? În ce domeniu? Nu cred că altceva, cred că tot ceva în domeniul ăsta, poate marketing sau... Sigur, aș fi lucrat pe preartiști, nu știu, dansatoare, bine, dansatoare, nu că-s cam praf la dans, dar sigur ceva, adică aș fi fost ori manager, asistent, PR, marketing, ceva pe acolo. Dar oricum, mie îmi place foarte mult să stau printre artiști și eu, de exemplu, și în timpul meu liber, eu sunt foarte pasionată de muzica techno și eu mă duc la super multe festivaluri, mă știu cu mulți DJ-i, mă duc, stau în backstage, sunt cea mai mare susținătoare, sunt... Nu știe nimeni cine sunt, că eu cânt și România scântăreață și nu știu. Și mie îmi place foarte mult chestia asta, să știi, și chiar îmi place mult industria asta, știi, îmi place mult muzica, îmi place să fiu în spate, să văd cum se întâmplă lucrurile. Ai călătorit în foarte multe țări, ai văzut multe culturi. Spune, în afară de România, care e țara care te atrage cel mai tare? Care e țara în care parcă ai mai vrea să mai stai câteva clipe, câteva zile? Cu siguranță Japonia, pentru că este una din țările care m-a și acceptat foarte mult și am avut, până să vină pandemia, în fiecare an, cel puțin două turnee acolo, unul de promovare, unul cu concerte și, na, sperăm și acum când se mai ridică restricțiile, că ei sunt cam nebune așa cu testele, încă nu se duce nimeni la ei. Da, cred. E o cultură foarte deosebită și foarte diferită, dar în același timp mi se pare că e cultura care are foarte multe în comun cu România. E greu de explicat, trebuie să mergi să vezi și sau să vezi documentare, să citești chestii despre Japonia, să-ți dai seama că sunt foarte asemănători cu românii și pare așa un pic ca România comunistă, nu știu cum să zic, chiar dacă e super evoluată, știi, dar seamănă așa un pic cu România din ce îmi povesteau ai mei, adică, nu știu, e, da, și pe mine întotdeauna m-a atras și în care ați dat seama. Mă gândesc că, fiind atât de cunoscută, având atât de mult succes, e greu uneori să ții oameni cu adevărat buni sau cu adevărat care țin la tine în preajma ta. Cum reușești? Sau ți-ai păstrat prietenii trecut sau majoritatea s-au depărtat? Sau cum ai reușit să echilibrezi această balanță, nu ușoară? Sincer, nu prea am prieteni. Adică zic sincer, am avut perioade în care, uite, de exemplu, când m-am mutat la București în 2014, aveam o grămadă de prieteni și oameni în jurul meu, dar acum pot să zic că am o singură prietenă din Constanța, Oana, care este prietena mea, nu știu, de 10-12 ani, ceva de genul, și vorbim aproape zilnic, și Bianca, cu care și lucrez, este PR-ul meu, și lucrez cu ea, nu știu, de 8 ani, ceva de genul, ne-am și mutat una la alta, stăm aproape, ea stă în București,
Și, da, adică, în afară de ele două, sora mea și atât. Adică, eu nici nu ies în oraș, adică nu sunt genul să merg la cafele, grupuri, sau să mănânc în oraș, adică eu prefer să-mi gătesc. Și sunt o persoană destul de singuratică, așa, am devenit foarte singuratică în ultimii ani, că mi-am dat seama că prefer să fiu singură și să stau cu mine, cu pisica mea, sau cu Bianca când are și ea timp sau whatever, decât să stau împrejurată de o grămadă de oameni care să zică că wow, și să-mi crească mie ego-ul și să mă fac să mă simt wow, când de fapt ei sunt, știi, profită că dacă tu ești sus, ei sunt lângă tine și dacă ești jos. La revedere!